Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Învață engleza de la zero. Dacă nu ați vizionat lecțiile anterioare, numele meu este Simina și vă voi ajuta să învățați engleza într-un mod simplu și relaxat, pornind de la zero. În lecția de astăzi vom discuta despre substantivele nenumărabile sau uncountable nouns. În limba engleză avem două tipuri de substantive. Substantive numerabile, în engleză countable nouns, și substantive nenumărabile, adică uncountable nouns. Până să discutăm substantivele nenumărabile, haideți să discutăm un pic despre cele numărabile. Substantivele numărabile denumesc lucruri pe care le putem număra, evident, după cum spune și denumirea. Asta înseamnă că au atât formă de singular, cât și formă de plural. De exemplu, one book, two books. One Child, two children. One, ship, two, ship. Am vrut să vă dau aceste exemple pentru că ele reprezintă tipuri diferite de plural. Ok? Atât un plural regulat la book, books, cât și două tipuri de plurale neregulate: child, children, ship, ship. Concluzia este că, indiferent de tipul de plural, Atât timp cât există un plural pentru acel substantiv, indiferent că este regulat sau neregulat, acele substantive sunt numărabile. Ele pot fi numărate. Substantivele nenumărabile, adică uncountable nouns, evident, după cum le spune denumirea, reprezintă lucruri pe care nu le putem număra. Prin urmare, nu putem să punem 1, 2, 3 și substantivul respectiv, pentru că substantivul în sine nu se poate număra. Asta înseamnă că nu are formă de plural. Pentru a le înțelege și pentru a le învăța cel mai bine, putem considera șapte categorii de substantive nenumărabile, după cum urmează. Food and drink, adică alimente și mai ales băuturi. Iată câteva exemple. Butter, unt, sugar, zahăr. Flour, făină, oil, ulei, milk, lapte, pasta, paste, rice, orez, bread, pâine, cheese, brânză, coffee, cafea, tea, ceai, water, apă, juice, suc sup supă meat carne salt sare și așa mai departe Observați că în general alimentele de bază, precum și orice fel de lichid, toate reprezintă substantive nenumărabile A doua categorie ar fi o categorie de activități Cum ar fi homework temă work muncă, chess, șah, music, muzică, football, fotbal, baseball, baseball, running, alergare și așa mai departe. Practic orice fel de activitate sub formă de substantiv este inclusă în această categorie și este substantiv nenumărabil. O a treia categorie ar fi weather, adică vremea, de exemplu, rain, ploaie, snow, ninsoare sau zăpadă, thunder, tunet, lightning, fulger, fog, ceață, frosting sau ice, gheață, ghețuș și așa mai departe. Practic orice fenomen al naturii este un substantiv nenumărabil. A patra categorie ar fi categoria de materials, adică materiale. Cum ar fi cotton, bumbac, metal, metal, plastic, plastic, wood, lemn, wool, lână, silk, mătase, glass, sticlă, silver, argint, gold, aur și așa mai departe. A cincea categorie ar fi de school objects, adică materii școlare și, în general, domenii de activitate. De exemplu, geography, geografie, maths, matematică, English, engleză, Romanian, română, history, istorie, French, franceză, music, muzică, PE, that is physical education, educație fizică. Sciences, științe. Biology, biologie. Și așa mai departe. A șasea categorie ar fi collection of things, adică colecții de lucruri, lucruri grupate. De exemplu, luggage sau baggage, bagaje. Furniture, mobilă. Equipment, echipament. Money. Bani. Foarte important. Money întotdeauna este la singular. Clothing. Haine. Îmbrăcăminte. Pants. Pantaloni. Trousers. Tot pantaloni. Scissors. Foarfecă. Glasses. Ochelari. Categoria numărul 7. Abstract ideas, feelings și așa mai departe. Adică orice reprezintă idee abstractă, sentimente, și alte lucruri abstracte. De exemplu, information, informație, advice, sfat, beauty, frumusețe, love, dragoste, hate, ură, appreciation, apreciere, knowledge, cunoștințe, wisdom, înțelepciune, happiness, fericire, energy, energie, Joy, bucurie, news, știri, sadness, tristețe, noise, zgomot și așa mai departe. Poate vă întrebați ce fel de verb folosesc pentru astfel de substantive? Adică, folosesc un verb la singular sau folosesc un verb la plural, din moment ce aceste substantive nu se numără? Ei bine, pentru majoritatea substantivelor vom folosi verbul la singular. De exemplu, this soup is delicious. Această supă este delicioasă. My maths homework is very hard. Tema mea sau temele mele la matematică sunt foarte grele. Deci chiar dacă în limba română folosesc o formă de plural, în limba engleză nu o voi face pentru că homework este substantiv nenumărabil. Gold is a very expensive material. Aurul este un material foarte scump. Classical music sounds amazing. Muzica clasică sună minunat. My luggage is lost. Bagajele mele sunt pierdute sau s-au pierdut. Money is important in life. Banii sunt importanți în viață. Țineți minte acest lucru, faptul că money întotdeauna are formă de singular. Money is, niciodată money are. Happiness is all we want in life. Fericire este tot ceea ce ne dorim în viață. În schimb, pentru acele substantive nenumărabile din categoria collection of things, care sunt formate din două părți, vom folosi verbul la forma de plural. De exemplu, your trousers are dirty. Pantalonii tăi sunt murdari. These scissors are sharp. Această foarfecă este ascuțită. My glasses are on the table. Ochelarii mei sunt pe masă. Atenție! În aceste situații, când spun despre glasses, că este un substantiv nenumărabil, mă refer la glasses cu sens de ochelari, nu cu sens de pahare. Pentru pahare vom avea one glass, two glasses. Pentru glasses ca substantiv nenumărabil, el va avea sensul de ochelari. Atenție, există și materialul glass, adică sticlă, și acesta este tot așa, un substantiv nenumărabil, partea categoriei de materiale. Ca temă, veți avea două exerciții. La primul exercițiu, va trebui să stabiliți care din substantivele acestea sunt numărabile și care sunt nenumărabile, marcându-le cu litera U pe cele uncountable, adică nenumărabile, și cu litera C pe cele countable, adică numărabile. Iar la exercițiu 2, va trebui să puneți is sau are în funcție de subiectul dat. Atenție foarte mare la substantive! Răspunsurile, ca de obicei, le veți găsi în descrierea clipului. Mult succes! Deocamdată, asta este tot pentru lecția de azi. Dacă v-a plăcut sau ți-a aflat ceva nou, dați un like acestui video și subscribe pentru a afla noutăți. De asemenea, dacă doriți să primiți notificări, apăsați pe acel clopoțel de lângă subscribe. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, pe TikTok sau pe Facebook pentru mai mult content. Goodbye!